Seara, bun găsit la știrile Gorj TV, iată principalele subiecte ale ediției. Acțiune în forța celor de la antifraudă în piața centrală din Târgu Jiu. Inspectorii le-au verificat pe bătrânele care vând pătrunjel dacă emit bonuri fiscale. Uneia i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția ambulanței. Amănuntă imediat. Pentru că nu se reușește colectarea de fonduri pentru cumpărarea operei Cumințenia Pământului, Primăria Târgu Jiu și mai multe instituții publice vor strânge fonduri. Pandurii Târgu Jiu l-ar putea vinde pe Ioan Hora în Polonia. Transformarea lui Hora în vârstă de 27 de ani din mijlocaș stânga în vârf nu doar a adus pandurii pe locul 3, ci a dat și actualul goalgetter al campionatului. Inspectorii antifraudă au băgat spaima în bătrânele care vând verdeață și flori în piețele din Târgu Jiu. În piața centrală, un astfel de control s-a lăsat astăzi cu leșinuri. Bătrânele au fost luate cu ambulanța din piață. Inspectorii de la ANAF veniseră să le amendeze pentru că nu emit bonuri fiscale. În urmă cu două zile, inspectorii antifraudă au închis și hala de carne din piața centrală. Un control al inspectorilor antifraudă în piața centrală din Târgu Jiu s-a lăsat cu leșin. ANAF venise să controleze bătrânele care vând lobodă și dragavei dacă emit bonuri fiscale. Pentru că au intrat în forță în piață, unei bătrâne i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță. Din cauza... Din cauza ANAF-ului, că a venit așa și a descins. Nu știu, nici eu nimica. Deveniră inopinant, oamenii, eu știu. S-a speriat oamenii, a venit rău. Ce zi, maică mea, nu e psui cardiacă. Sperietură din cauza... Nu, eu știu ce să mai zic, nici eu nu mai știu. Cumpărătorii au reacționat imediat și au blamat acțiunea ANAF. A venit ANAF-ul pe o doamnă bătrână de la piață care vinde și aceapă pătrunjel. Pe Bogăta nu vin, că n-a dat bun la oameni. A venit o femeie, nici măcar n-a lăsat salvarea să plece. Au ținut-o cu forța aici. Nu e posibil. I-a venit... Nu era necesar, vă dați seama, femei bătrâne care muncesc, își câștigă și ele pâinea, dând cu sapă, femeie de 70 de ani. E normal să dea așa buzna peste dumneavoastră, că vine-ți două legături de Bogoșat. Eu nu mă bag ce fu acolo, n-am treabă. Eu am treabă cu ce am pe masa mea. O serie, mai am unii. Și după ce bătrâna a primit îngrijiri medicale, inspectorii ANAF și-au continuat controlul, rugând rudele celei care a leșinat să o ducă acasă. Conducerea ANAF a precizat că va trimite un comunicat de presă cu sancțiunile aplicate vânzătoarelor din piață. În urmă cu două zile, inspectorii antifraudă au închis și hala de carne din piața centrală pentru că nu se emiteau bonuri fiscale. Ion Călinoiu s-a supărat că ministrul energiei nu a venit ieri să discute și cu reprezentanții autorităților județene. Pentru a vorbi cu Victor Grigorescu, el a promis că se va înscrie într-o audiență. Călinoiu vrea să-i transmită problemele cu care se confruntă complexul energetic Oltenia, pentru că ministrul a declarat la Târgu Jiu că totul este în regulă, iar producătorul de energie nu este discriminat pe piața energetică. Președintele Consiliului Județean și-ar fi dorit să discute ieri cu ministrul energiei, însă Grigorescu s-a limitat să discute doar cu sindicaliștii și cu managerul Laurențiu Ciobotărică. Că atunci când vine în teritoriu, nu se poate să nu iei legătura cu autoritățile administrației publice locale. Mai mult decât atât, acum a ignorat și partenerul social. Poate, hai să-i lăsăm partea aceasta, că a avut nevoie de o documentare necesară, având în intenție să vadă punctul de vedere clar al administrației complexului energetic Oltenia. Dar, după acest punct de vedere, trebuia dată, sigur, o nuanță de o concluzie în urma întrunirii. Deci, activitatea merge sau cam așa ceva, dar nu se știe, vedem cum merge. Călinoiu speră ca de această dată să ajungă cu bine la ministru. Ultima dată când a programat o întâlnire cu Grigorescu a ajuns de urgență la spital pentru a fi operat după o criză de fiere. Călinoiu consideră că în acest moment activitatea la complexul energetic Oltenia este politizată. E nevoie de politizarea activității, oricare ar fi ea, unde responsabilitatea trebuie să aparțină factorilor tehnici, responsabili, cunoscători în materie. Spun și de această dată, directorii trebuie nominalizați, numiți, de către cei au în responsabilitate coordonarea
domeniul de activitate respectiv. Și în minerit, sarcina revine structurilor prevăzute de lege și a celor nominalizate, după cum bine, și în statutul de funcționare a complexului energetic Oltenia. În schimb, primarul Florin Cărciumaru nu are nimic împotrivă cu faptul că ministrul l-a reconfirmat pe Laurențiu Ciobotărică în fruntea companiei energetice. Consider că prin hotărârea pe care a luat-o ieri împreună cu sindicatele cât și cu administrația, nu este decât o hotărâre care ne va ajuta în viitor în sensul de a urmări cu atenție activitatea de la complex și de a reorganiza activitatea încât să nu pierdem locuri de muncă. Ieri, prefectul se aștepta ca ministrul să vină să discute și cu el. Domnul ministru Vigorescu, nu știu dacă astăzi o să am o întâlnire cu dumnealui. În funcție de programul dumnealui. Însă Victor Grigorescu nu a mai trecut nici pe la el. După conferința de presă de la CEO, s-a întors la București. Este bătut în cuie, Ion Călinoiu va deschide lista de consilieri județeni la PSD. El va fi urmat de Florin Cârciumaru. Pe această listă sunt 45 de socialdemocrați. Printre aceștia se regăsesc mai mulți primari. Surprizele sunt managerul Spitalului Județean Tiberiu Tătaru, Mihai Prunariu, Luis Popa, Dorin Hanu sau Gheorghe Porumbel. În schimb, fostul prefect Alin Văcaru nu se regăsește pe această listă, deși a anunțat că și-ar dori să candideze. În acest moment, el nu s-a întors oficial în PSD. Partidul Social-Democrat a finalizat lista de consilieri județeni, însă nu și ordinea candidaților. Pe lista PSD sunt notați printre alții Gheorghe Bucălăete, fostul președinte al PRM Gorj, Ciprian Florescu, vicepreședintele Consiliului Județean, Dorin Hanu, primarul din Motru, care nu mai candidează la primărie, Cosmin Pigui, Luis Popa, directorul firmei Polaris, Gheorghe Porumbel, directorul ansamblului profesionist Doina Gorjului, Cosmin Popescu sau managerul Spitalului Județean Tiberiu Tătaru. Am așezat propunerile într-o ordine alfabetică, am aprobat lista. Urmează ca mai departe, în calitatea pe care o am de președinte al organizației, alături de președintele executiv, cât alături și de secretarul organizației, să ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește definitivarea pe locuri de la 1 la 44. Pe listă sunt foarte mulți primari. Cărciumaru spune că a pus pe listă tot ce era mai bun în tabăra socialdemocraților. Cert este că președintele Consiliului Județean, Ion Călinoiu, va fi primul pe listă. Care este condiția ca domnul Ion Călinoiu să deschidă lista pe Consiliul Județean? Nu este nicio condiție. Deci a scăpat de suspendare. În ceea ce privește relația cu ANI, este în proces. Nu văd ce condiție să îndeplinească Ion Călinoiu ca să fie pe primul loc. Va deschide Ion Călinoiu lista de consilieri județeni? Este normal, având calitatea de președinte al Consiliului Județean, ca dumnealui să fie pe primul loc. Eu, în calitatea pe care o am de președinte al organizației, nu m-am supărat și nu mă supăr, voi fi pe locul 2. Ion Călinoiu a ținut să atragă atenția că au omis un nume pe lista dată publicității. A fost omis în urma aranjării de către secretariat în ordine alfabetică Mihai Prunariu. Va fi pe listă și Mihai Prunariu. Că, de fapt, a fost bineînțeles, în lista Ciornă și la ce a însemnat ordonarea în ordine alfabetică. La litera P, vorbind de ordine alfabetică, a fost omis Prunariu Mihai. În schimb, Alin Văcaru nu se regăsește pe listă, deși a anunțat că își dorește să candideze la Consiliul Județean. Văcaru nu se regăsește, deși își dorea. Acum, eu nu vreau să mai comentez despre mulți care își doreau să se regăsească pe lista de consilieri. Acum noi vorbim de o listă de consilieri validată de către Comitetul Executiv. Candidatura lui Călinoiu este însă pusă sub îndoială din cauza problemelor pe care acesta le are cu legea. ANI l-a declarat incompatibil, iar parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu l-a trimis în judecată pentru fals în declarații în același dosar. Călinoiu mai este în instanță într-un proces cu prefectura, unde se va analiza suspendarea sa din fruntea Consiliului Județean. În cazul în care va pierde procesul cu ANI, el nu mai poate ocupa nicio funcție publică timp de 3 ani.
ALDE va merge pe mâna unui fost liberal la primăria Târgu Jiu. Eduard Lădaru a fost ales să se confrunte cu Florin Cărciumaru. Până acum, 10 candidați s-au înscris în cursa pentru primăria Târgu Jiu. Cu toate acestea, socialdemocratul Florin Cărciumaru consideră că nu are adversar. Candidatul la primăria Târgu Jiu este desemnat, este vorba de Lădaru Eduard, o să vi-l prezint dumneavoastră presei în zilele următoare. Deja se lucrează la semnături, s-au strâns semnăturile pentru candidatura dânsului. Avocatul Eduard Lădaru a plecat din PNL pentru că nu-i plăcea cum conducea Dan Vâlceanu partidul. În condițiile în care voi câștiga competiția internă și voi fi desemnat candidat la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu, voi fi un alt fel de candidat, voi fi un alt fel de primar, voi fi candidatul tuturor. Cooptarea lui Lădaru în acest sondaj a fost însă contestată chiar de foștii săi colegi. Sunt persoane care în momentul în care Dian Popescu era la PNL, îl contestau. Și aici nu mă refer neapărat la domnul Edi Lădaru, la mai mulți, care acum se află lângă domnul Dian Popescu la ALDE. Păi vă rog să-i întrebați, nu știu dacă pe dânsii ați întrebat, domnule, dar cum faci? Până acum nu era bun. Acum doar ca să candidezi e bun. De asemenea, astăzi ALDE au mai lansat 3 candidați pentru localitățile Bălănești, unde va candida Călin Simionescu, în Sănești Ion Ciulacu și la primăria Schela, Ion Sighitiu. Pentru cea mai importantă primărie din județ se vor bate 10 candidați: Florin Cărciumaru, PSD, Octavian Lupulescu de la PNL, Liviu Andrei din partea Mișcării Populare, Robert Bugă de la PRU, Marius Vlaicu de la UNPR, liderul de sindicat Sorin Torop din partea PRM, Eduard Lădaru din partea ALDE, Marian Rotaru independent, Nicu State, candidat din partea Partidului Mișcării Liberale, Ramona Oprea de la Partidul Ecologist. Ion Rușeț va fi șeful de campanie pentru candidații ALDE la Consiliul Județean. În schimb, el nu va candida pe nicio funcție și nu vrea să fie recompensat nici la parlamentare. În acest moment, Rușeț este secretarul general al partidului. ALDE Gorj a desemnat pe fostul lider al PNL, Ion Rușeț, să conducă în acest an campania electorală. Managerul de campanie este domnul Rușeț. Domnul Rușeț? Da. La municipiu este domnul Nădrag, la județ e domnul Rușeț. Lista pentru consilierii județeni încă nu este gata. Un posibil nume este Dorin Tașcău. Domnul Tașcău va fi pe lista de la județ. Sau lista, numai puțin, sau lista de la municipiu. Pe de altă parte, Ion Rușeț a spus că nu vrea nicio funcție și nu va candida nici la alegerile parlamentare din toamnă. Angajații primăriei Târgu Jiu și ai Consiliului Județean vor pune mână de la mână pentru Brâncuși. Aceștia vor dona pentru ca opera cu mințenia pământului să rămână în proprietatea statului și politicienii gorjeni promit că se vor implica în acest demers. Până acum, la nivel național, s-au strâns 22.000 de euro. Campania de strângere de fonduri pentru cumințenia pământului nu prea are succes, din păcate. În primele 10 zile după lansare s-au adunat doar 22.000 de euro din donații. Primarul Florin Cărciumaru spune că va strânge bani la nivelul primăriei pentru a-i dona. La Târgu Jiu, Brâncuși a lăsat cea mai importantă moștenire: alea scaunelor, masa tăcerii, poarta sărutului și coloana fără sfârșit. S-au strâns 22.000 de euro pentru cumințenia pământului. Dumneavoastră veți dona? Vom dona și noi. Chiar în această dimineață am discutat cu toți cei care participă la operativă să facem o acțiune, să vedem cum va contribui fiecare dintre noi și în numele primăriei Târgu Jiu să depunem și noi o sumă, să vedem ce se strânge. La fel vor proceda și salariații din cadrul Consiliului Județean. Ion Călinoiu consideră însă că statul ar fi trebuit să contribuie cu toată suma pentru operă. Evident, este necesar să facem acest lucru, cu toate că, mă rog, eu cred că era mai bine ca statul să-și asume rolul acesta, să-l răsplătească pe Brâncuși, că destul Brâncuși a fost marginalizat de către autoritățile centrale române. V-ați gândit la o sumă? De exemplu, la primărie toți angajații vor face o chetă și vor dona. Așa vom proceda și noi. Și politicienii promit că vor face chetă. Avem chiar o persoană desemnată în partid care să se ocupe de strângerea de fonduri pentru această
sau pentru a fi donați pentru achiziția comisiei pământului și vom merge și vom depune în acel cont deschis de minister. Sculptura cu mințenia pământului de Constantin Brâncuș a fost evaluată în septembrie 2014 la 20 de milioane de euro. Ea face parte dintr-o colecție privată și a fost pusă în vânzare, iar Ministerul Culturii a fost invitat să își exercite dreptul de preemțiune. Guvernul va da doar 5 milioane de euro din totalul de 11 milioane pentru cumințenia pământului. În cazul în care cetățenii nu strâng 6 milioane de euro, proprietarii vor avea dreptul să vândă sculptura pe piața liberă. Pentru a fi strânși acești bani, în fiecare zi ar trebui să fie donații de 33.000 de euro. A fost alertă seara trecută în Parcul Central din Târgu Jiu. Un copil de 11 ani a fost căutat de polițiști și jandarmi aproape 5 ore după ce diriginta l-a dat dispărut. Adrian se afla împreună cu colegii săi în parc, în cadrul programului Școala Altfel. El este din Bumbești Jiu, iar diriginta a alertat poliția după ce a sesizat că băiatul nu era în grupul care trebuia să se întoarcă acasă. Cum s-a încheiat totul, vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Ne-am întors la știri. A fost alertă seara trecută în Parcul Central din Târgu Jiu. Un copil de 11 ani a fost căutat de polițiști și jandarmi aproape 5 ore după ce diriginta l-a dat dispărut. Adrian se afla împreună cu colegii săi în parc, în cadrul programului Școala Altfel. El este din Bumbești Jiu, iar diriginta a alertat poliția după ce a sesizat că băiatul nu era în grupul care trebuia să se întoarcă acasă. După ore bune de căutări, un mesaj de la bunica elevului a calmat spiritele. Adrian ajunsese acasă și era bine. Copiii se aflau în parc să viziteze operele lui Constantin Brâncuș. Erau 20 de elevi cu diriginta și mama unuia dintre copii. Cu toții stabiliseră să se întâlnească într-un punct din parc la ora 17:20, însă Adrian plecase să cumpere popcorn și nu s-a mai întors. Echipe de polițiști, jandarmi și polițiști locali l-au căutat pe copil aproape 5 ore. Mă interesează dacă a văzut persoana. Un băiat s-a pierdut astăzi în jurul orilor 16 din sadul. Pe loc. Dacă a fost cu grupul în parc, s-a pierdut. L-ați văzut pe undeva? Nu. Nu? Dacă cum îl vedeți? Da. Număr apel unic, 112, vă rog frumos, da? Cu fotografia copilului, toți polițiștii au pornit căutările în tot orașul. Deci acestea sunt fotografiile pe care le distribuiți. Vă rog frumos să mergeți și la, la magazine, stația căi ferate, da? Locurile aglomerate, inclusiv mall. Diriginta lui Adrian a povestit cum a semnalat dispariția copilului. Am făcut câteva poze, i-am lăsat puțin în părculeț aici, am stat cu ei la 5:20, ne-am adunat aici toți, că la 5:30 aveam microbusul să plecăm spre Sadu, că noi suntem de la Bumbești. În momentul în care am dat adunarea, mai aveam trei copilași care se dădeau aici în spate pe topogan. I-am așteptat și au luat și o pungă de popcorn. Doi dintre ei au venit, că noi eram la 10 metri aici, îi așteptam și pe, și pe ei. Și celălalt am așteptat, la un moment dat copiii mei a spus, doamna Edi, nu mai este. Spiritele s-au calmat când a venit apelul care anunța că Adrian a ajuns acasă. Fusese luat de un vecin de la Sadu. A ieșit el din parc în stradă? De ce? Ah, da. Da. Va trebui. Da, da. Da. Deci, domnul care l-a luat e din Sadu. Directorul adjunct al școlii spune că va instrui toți profesorii să fie mai atenți la următoarele acțiuni. Îmi pare rău de incidentul care s-a întâmplat astăzi. Copiii sunt într-adevăr mici, 10-11 ani, fiind de-abia în clasa 5-a. Instructajul s-a făcut, deci, la copii, știau că în cazul în care se întâmplă să se rezețească de grup, primul gardian sau primul polițist care îl întâlnesc să spună de unde sunt și să ceară sprijinul în cazurile acestea. Aici s-a întâmplat, deci, la tobogane, incidentul, nu pot să-mi explic cum, pentru că grupul era doar la 15-20 de metri de tobogane. E bine că totuși s-a terminat totul cu bine. Și
o să atrag atenția tuturor cadrelor didactice ca în momentul în care pleacă cu grupurile să aibă mult mai multă atenție în ceea ce privește deplasarea. Băiatul i-a povestit bunicii că s-a pierdut de grup și a ieșit în stradă unde a fost văzut de un vecin de la Sadu, iar acesta l-a luat cu mașina și l-a dus acasă. Părinții săi lucrează în Elveția, iar copilul se află în grija bunicii. Adrian este cel mai bun elev din clasă. Un copil român în vârstă de 4 ani a ajuns în custodia autorităților bulgare după ce a fost răpit de tatăl său, un pakistanez. Micuțul a fost luat cu forța din locuința mamei, care obținuse dreptul de a-l crește. Ca să-și poată răpi copilul, bărbatul a apelat la un plan diabolic. A lovit-o pe femeie cu un topor în cap și pentru că actualul iubit al acesteia i-a stat în cale, a încercat la fel să-l omoare. Crezând că a scăpat de cei doi, pakistanezul și-a luat copilul și a fugit din țară. În Bulgaria, autoritățile l-au depistat în trafic după ce pe numele său fusese emis mandat de arestare european. Vorba oprit siguranța de aici. Oprit siguranța și vorba a intrat în casă și m-a lovit, m-a pus la pământ. Și copilașul unde era? Era în pat aici, în pat. Exact aici, unde a fost spart geamul. Da. Probabil că atunci s-a și trezit copilul. Atunci, când a dat cu toporul în geam, atunci s-a speriat copilul. Că dormea. Sunt momentele de groază pe care femeia le-a trăit în urmă cu 6 zile. Cel care i-a fost iubit și apoi tatăle copilului ei a vrut să ia viața întrucât îi stătea în cale. El zice că iubește, dar copilul nu mai trăgea la el. L-a agresat vreodată? Sau se comporta bine cu el? Să mă comporta și bine, dar să mă comporta și mai altfel. Îl bătea mai mult aici după cap, îi dădea copilului, îl lua așa de haină, dădea cu el în pat. De ce? Așa-i bine, ai dădea cu pumnii el singur în cap, învăța și copilul. A, el singur își dădea cu pumnii în cap și învăța și copilul la fel. Da, să dea cu pumnii în cap, să tragă de păr, să... multe. Martor la întreaga scenă a fost chiar copilul. Eram așa, eram pusă cu picioarele cu alea spre ușă și cu capul aici, așa era. Și cu mâna asta era ușa asta desfăcută, cu mâna asta peste prag. Peste pragul ușii. Și aici v-a prins? Da, aici am aprins. Da. Și cu ce v-a dat? Cu a dat toporul? Cu toporul. Cu toporul? Cu toporul a dat. Și pentru că afară se afla actualul iubit al femeii, pakistanezul s-a răzbunat. În ce stare este fratele dumneavoastră? În stare critică. Am fost la el prim sâmbătă dimineața la ora 11, am ajuns la el cu tren, când am... din Motru până în Craiova, cât a făcut tren. 2 ore până am ajuns la el, era în comă, nu comunica, nu nimic. Superfuzii, anestezie. Am plecat eu duminică, luni dimineața, am plecat de la el, n-am comunicat cu el nimic, nu. Deci de sâmbătă până luni dimineața, la ora 4 am plecat de la el dimineața, nu a comunicat nimic cu mine. De fapt, problemele dintre cei doi soți au apărut cu ceva timp în urmă. În Grecia, la cules de portocale. Adică, în Grecia. Adică acolo, la cules de portocale, da. L-ați văzut? Da. Am văzut, el s-a dat pe lângă mine, a zis că a zis și el că e om bun, că vrea să aibă și el o familie. Eu n-au, tot a zis, să mai stăm, el a pus pata pe mine ca să stau cu el. Păi nimeni nu mi-a spus că e musulman, eu n-am știut, după ce am născut copilul, că e musulman. Ca să scape de el, femeia a venit în România, în septembrie anul trecut, fără copil însă, care a rămas în grija tatălui în Grecia. La scurt timp însă a fost contactată de către pakistanez că a ajuns în România, cu copil cu tot, aducându-l peste graniță ilegal. S-au trecut nefrauduros. A trecut graniță. Cu copilul? Cu copilul, da. A trecut pe sub poduri. Atunci când l-a dus în România? Da, așa a spus el, că a trecut pe sub poduri, pe sub ăștia, a avut legătură cu mașini, cu... ăștia de la duș și la vama a trecut pe jos, pe supoduri și au povestit. În țară însă, părinții copilului au locuit o perioadă împreună, dar din cauza religiei pakistanezului nu s-au mai putut înțelege. Noi am monitorizat acest caz, am mers împreună cu domnul șef de poliție, domnul Țuțuc Andrei. Am văzut situația copilului. Mama a mai avut încă 2 copii dați în plasament și știind, cunoscând situația, am mers să monitorizăm situația copilului. Între ei situația era, nu se înțelegeau, la început s-au înțeles, au mers cu chirie la domnul văduva Nicolae în satul Larga.
Au stat o perioadă acolo, după care nu s-au mai înțeles și ea s-a mutat, a plecat singură, fără copil, a plecat la unul din frați, Chitigiu Marian, rămânând pakistanezul Zaman Faisal cu copilul în continuare la locuința domnului Vădva. Ioana Cărăgui a mai dat naștere la alți 5 copii, toți însă sunt îngrijiți de alții, fie de stat, fie de rudele taților cu care făcea copiii. La ultimul copil însă nu a vrut să renunțe. Din câte știm, are ceva copii în plasament, circa 5 copii, aproximativ 5 copii. Nu știm exact că nu, noi n-am monitorizăm cazul de când s-a întors din Grecia. Cel mai bine ar putea să vă răspundă la acest aspect doamna care se ocupă de asistență socială și... Dar v-am spus, pentru acest copil și-a luat angajamentul că va avea grijă de el, protecția copilului a luat declarații în sensul ăsta, noi la fel avem dosarul la primărie. Așa se face că, cu orice risc, pakistanezul și-a răpit copilul, iar pentru asta nimic nu i-a stat în cale. De precizat că după ce a lovit atât pe fosta concubină și persoana de sex masculin, profitând de imposibilitatea minorului de a-și exprima voința sau de a se apăra, acesta având doar vârsta de 4 ani, acesta a răpit minorul și a plecat cu el într-o locație necunoscută, ulterior fiind identificat pe 17 aprilie de autoritățile bulgare pe raza statului Bulgaria. 2 ore au stat în inconștiență mama copilului și iubitul ei. Când s-au trezit, nu au mai găsit copilul, iar pakistanezul a avut timp suficient să treacă granița. Am fost sesizați de inspectoratul județean de poliție cu privire la situația unui copil care a fost identificat în Bulgaria împreună cu tatălui, încercând să traverseze fraudulos acest stat. S-a constatat că copilul fusese luat de lângă mama lui, fără ca aceasta să-și dea acordul, fără să existe un document care să ateste faptul că tatăl are sau dorește să părăsească țara împreună cu copilul. În acest moment, tatăl este în detenție, a fost reținut de către autoritățile bulgare, iar copilul se află într-un centru specializat din Bulgaria. Urmează să se inițieze procedurile de repatriere, deja au fost anunțat Ministerul Muncii pentru a demara procedurile prin instanță, urmând ca acest copil să revină în familie la mama lui. Mama lui, de altfel, are obținut încredințarea copilului prin sentință judecătorească dată de judecătoria Motru. Copilul, în vârstă de 4 ani, a ajuns într-un centru special din Bulgaria, iar tatăl pe mâna poliției bulgare. În acest moment, cele două țări lucrează la actele de extradare ale acestora. Pakistanezul, în vârstă de 31 de ani, va fi judecat în România pentru lipsire de libertate, lovire și alte violențe, tentativă de omor, încălcarea unui ordin judecătoresc și trecere frauduloasă a frontierei. Administratorul unei firme din Bumbești Jiu a ajuns în atenția polițiștilor, fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au confiscat o cantitate însemnată de carne pe care administratorul urma să o livreze către alte societăți. Polițiștii au constatat că acesta nu înregistra veniturile în actele contabile ale societății. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au efectuat o verificare la o societate comercială din orașul Bumbești-Jiu. Cu această ocazie, oamenii legii au descoperit că administratorul acesteia, în vârstă de 31 de ani, din aceeași localitate, deține un depozit alimentar frigorific. Așa se face că la societatea respectivă au fost identificate evidențe extracontabile din care rezultă că în perioada 2011-2016, administratorul a comercializat carne și produse din carne în valoare de aproximativ 500.000 de lei către mai multe societăți comerciale de pe raza județelor Gorj și Hunedoara, fără a înregistra în evidențele firmei veniturile realizate. Din cercetările efectuate de polițiști a ieșit faptul că în perioada 2011-2016 administratorul unei societăți ar fi comercializat carne și produse din carne în valoare de aproximativ 500.000 de lei către societăți comerciale din județele Gorj și Hunedoara, fără a înregistra veniturile realizate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Pe numele administratorului a fost deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală. Peste 3.000 de persoane cu venituri reduse din Târgu Jiu au beneficiat în sezonul rece de ajutor pentru încălzire. Cei mai mulți târgujeni au primit subvenții pentru încălzire cu gaze naturale. Valoarea ajutoarelor a fost cuprinsă între 20 și 260 de lei.
Mii de târgujieni au beneficiat și iarna trecută de subvenții pentru încălzirea locuințelor. Ajutoarele au fost acordate pentru încălzirea cu gaze, lemne sau curent electric. Cei care au beneficiat de acest sprijin au fost familiile sau persoanele singure, ale căror venituri pe membru de familie nu depășesc 615 lei. Însă aceștia nu trebuie să dețină alte locuințe în afara celei de domiciliu și nici autoturisme mai noi de 10 ani. Acordat la încălzirea cu gaze naturale, avem un număr de 2823 de beneficiari. Pentru sistemul de încălzire cu energie electrică au primit ajutoare un număr de 59 de beneficiari, iar pentru sistemul de încălzire a locuințelor cu lemne și combustibil solid, un număr de 338 de beneficiari. Acestea sunt ultimele date, pentru că, așa cum vă spuneam, a existat posibilitatea de primire a cererilor până în data de 20 martie, sezonul rece, incluzând și luna martie. De asemenea, au fost și târgujeni ale căror cereri au fost respinse de către reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială. Au fost respinse și anumite cereri, nu neapărat pentru nerespectarea celor declarate, cât pentru faptul că era incompletă cererea, deci nu era completată cu toate datele sau era nesemnată. Cum bine știm, cererea este o declarație pe proprie răspundere și prin faptul că titularul nu a semnat acea cerere, însemna că nu și-a asumat răspunderea pentru cele declarate. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în fiecare an pe parcursul sezonului rece. Carne expirată descoperită într-un depozit din Târgu Jiu, numai puțin de 85 de kilograme de marfă a fost confiscată de polițiști și urmează să fie distrusă, după ce aceștia au constatat că termenul de valabilitate era cu mult depășit. Proprietarul depozitului a fost sancționat cu amendă în valoare de 26.000 de lei aplicată de polițiști, iar inspectorii Direcției Sanitare Veterinare au aplicat și ei o amendă în valoare de 600 de lei. Acțiunea polițiștilor gorjeni pe linia comerțului cu carne și produse din carne a continuat și astăzi. După ce ieri a fost indisponibilizată o cantitate de carne descoperită într-un depozit frigorific din orașul Bumbești-Jiu, astăzi o altă cantitate de carne a fost confiscată de echipele de control. În cadrul acțiunilor de verificare a comerțului cu carne, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu reprezentanții DSVSA Gorj, au depistat un administrator al unei societăți comerciale din municipiul Târgu Jiu, ce ar fi deținut 85 de kilograme de carne expirată. Cel în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 26.000 de lei, iar carnea a fost indisponibilizată în vederea distrugerii. Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu inspectorii Direcției Sanitare Veterinare Gorj, care l-au sancționat și ei pe administratorul societății care deține depozitul. Unitatea nu a putut să dovedească transabilitatea acestui produs. Carnea a fost importată din Ungaria și era congelată în acest depozit. Pe lângă amenziile aplicate, echipele de control au confiscat cantitatea de carne de rață provenită din Ungaria și urmează să fie distrusă. Spectacol inedit organizat de Universitatea Constantin Brâncuș și 10 de studenți și-au demonstrat talentele în cea de-a doua ediție a festivalului Eco Stud Star. Manifestarea a avut loc în centrul municipiului Târgu Jiu, iar studenții au câștigat premii oferite de diferiți sponsori. Nu mai vorbește nimeni, scoateți o foaie și un creion, scrieți titlul cu litere mari, lecții de viață cu Platon. Chiar omul la început, asta e, filmul ăsta mi se pare cunoscut. Ăsta nu-i visul pe care l-am avut, în care tu mă copii și mă iubi eu prin mult, nu. Studenții Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu au marcat săptămâna școala altfel într-un mod inedit. Aceștia au organizat un spectacol de talente în centrul municipiului. Gimnastica aerobică, dans modern, joc basarabean, dar și momente sportive sunt doar câteva dintre elementele care au încântat privirile trecătorilor. Da, este un spectacol prin care noi identificăm și promovăm talentele din universitate. Este un spectacol la care inițiator sunt studenții și cadre didactice, în special cei de la Facultatea de Științe Economice, participă și studenți de la celelalte facultăți, dar ei au fost inițiatori. Este ediția a doua. Pentru prima dată a fost organizat anul trecut, cu ocazia săptămânii Școala Altfel. Este un program dedicat învățământului preuniversitar, dar la care ne-am adaptat și noi. La spectacol au participat studenții Facultății de Științe Economice, dar și studenții basarabeni. Noi am pregătit un dans popular din Republica Moldova, și ne pare bine că luăm și noi parte la acest concurs, la acest festival și suntem mândri că ne aflăm în Târgu Jiu,
Suntem mândri că studiem aici, suntem mândri că am înființat o asociație a basarabenilor și promovăm aceasta prin dansul nostru, prin tradițiile noastre. Am pregătit un spectacol cu sprijinul profesorilor și al sponsorilor, bineînțeles, dedicat elevilor din învățământul preuniversitar. Să le arătăm că se trăiește studențește și în Târgu Jiu și să le arătăm că și studenții au talente. Studenții care au demonstrat că sunt cei mai buni au fost răsplătiți cu premii de către sponsori. Spectacolul EcoStud se află la cea de-a doua ediție. Pandorii l-ar putea vinde pe Ioan Hora în Polonia, la Lake Poznan. Transformarea lui Hora din mijlocaș stânga în vârf nu doar a dus pandorii pe locul 3, ci a dat și actualul goalgetter al campionatului. Ioan Hora a punctat de 17 ori în sezonul regulat și play-off și a atras atenția cluburilor din străinătate. Polonezii de la Lake Poznan au încercat să semneze cu atacantul și în iarnă, însă oferta acestora nu a fost pe placul clubului din Târgu Jiu. Oficialii gorșenilor, luând în cal și o clasare cât mai bună în campionat, lucru greu realizabil fără cel mai important om de gol. Cei de la Lech Poznan sunt gata să dea o sumă importantă din banii pe care îi vor primi din acest transfer pentru a-l aduce pe Hora. Cele două cluburi urmând să se pună la masa tratativelor imediat după încheierea sezonului. Clubul sportiv Energia Târgu Jiu a anunțat că managementul echipei de basket Energia este preluat pentru următorii 5 ani, cu posibilitate de prelungire pentru încă 2 ani, de către omul de afaceri Crocos Nicola, om de afaceri de origine greacă. Domeniul afacerilor al acestuia cuprinde produse farmaceutice, precum și suplimente de nutriție în Grecia și în alte țări din Europa. Sponsorul principal al echipei de basket Energia Târgu Jiu va fi, de acum înainte, o firmă de produse nutritive și cosmetice. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, spune că au venit oameni plângând la el după ce echipa de basket s-a destrămat. Clubul Energia a rămas fără principalul acționar după ce complexul energetic Oltenia a retras toate finanțările către sport. Primul efect a fost retrogradarea echipei de basket Energia Târgu Jiu. Echipa de handbal Energia Târgu Jiu a bifat o victorie importantă seara trecută în compania celor de la HC Vaslui. Meciul din etapa a treia din play-out s-a încheiat 29-28 pentru jucătorii lui Sorin Bârză. Următorul duel este programat pe 23 martie, când Energia va întâlni pe teren propriu gruparea GSM Ploiești. Până acum, handbaliștii gorșeni au doar două victorii în play-out. Ultimul meci din turul play-out-ului va avea loc pe 27 aprilie, când jucătorii lui Sorin Bârză vor întâlni în deplasare gruparea CSM Focșani. Competiția va fi reluată pe 7 mai cu o confruntare cu Danubius Galați. Acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Gorj TV de la ora 21. Puteți urmări emisiunea direct la subiect. Noi ne revedem mâine de la ora 18. O seară liniștită vă doresc!